coleg, părinți și colegi. Ne-am întâlnit astăzi pentru a marca în mod festiv un moment deosebit, absolvirea liceului pentru promoția 2014-2018. Îi avem ca invitați pe domnul Apahidean Dorel, reprezentantul domnului primar Cristian Octavian Matei și pe părintele Dumitru, pe care îl rugăm să deschidă activitatea cu o rugăciune. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău, că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru frumoasele cuvinte de învățătură adresate. Onorată asistență, dragi elevi, absolvirea liceului este pentru fiecare promoție unul din cele mai emoționante momente trăite alături de profesori și de părinți. Pentru voi, dragi absolvenți, astăzi a sunat ultimul clopoțel. Acum 4 ani ați pășit pe părțile liceului cu uteama de necunoscut, dar și cu speranțe și vise de împlinit. Să știți că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani al vieții, deoarece ei se suprapun peste perioada adolescenței, o perioadă a căutărilor și a drumului către maturitate. Pe acest drum ați fost îndrumați și călăuziți de un corp profesoral bine pregătit. Profesori inimoși, care cu multă răbdare, cu mult tact pedagogic, v-au ajutat să găsiți drumul către cunoaștere, v-au călăuzit pașii. Dumneavoastră, dragi părinți, astăzi aveți ocazia să vedeți proprii copii finalizând liceul și deci urcând o nouă treaptă a existenței lor. Cei 4 ani de liceu, dragi absolvenți, au reprezentat o rampă de lansare pentru o formă superioară de învățământ. În această perioadă v-ați format caractere puternice, ați acumulat cunoștințe și trăiri nobile, care vor fi pârghii pentru tot restul vieții. Anii de liceu sunt încununați de examenul maturității, bacalaureatul, care este foarte aproape și pe care dorim să-l promovați cu toții. În numele colectivului de cadre didactice, eu vă felicit și vă doresc mult succes. De următorul mesaj. Dragi elevi, dragi părinți, stimați profesori, vă transmit sincere felicitări părinților și profesorilor pentru faptul că au reușit să crească o nouă generație atât de frumoasă, iar elevilor vă felicit că ați încheiat cu succes această etapă minunată a vieții. Știu că ați depus multe eforturi și v-ați pregătit intens pentru examenele care vă așteaptă și am încredere că veți obține rezultate foarte bune, de care ne vom mândri cu toții. Noi, profesorii voștri, părinții voștri și toți cei care vă iubesc. Știu că sunteți emoționați, e firesc, dar după cum vă spuneam, fiți siguri că la capătul acestui drum vă va aștepta o mare satisfacție. Dragi copii, vreau să vă dau un sfat pe care să-l urmați și de care să țineți cont. În viață este foarte important să faceți ceea ce vă place și să faceți bine. Să nu vă dați înapoi nicio clipă de la muncă și să nu renunțați niciodată la valorile fundamentale.
să fiți drepți, buni și curajoși, să vă luptați mereu pentru ceea ce vă doriți. Eu vreau să vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putere, să vă dau toate motivele să nu părăsiți acest oraș. Voi face tot posibilul ca Turda să vă ofere posibilități să devină locul în care toate generațiile următoare să poată să trăiască o viață frumoasă și prosperă. Vă urez mult succes la examene și mult succes în viață. Voi da cuvântul absolvenților. Stimați profesori, dragi părinți și membri ai familiei, colegi, onorată audiență. După cum ne-a spus, să vă avem aproape într-o zi atât de importantă și de emoționantă, atât pentru noi, cât și pentru voi. Mulțumim, îndeajuns de mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru toate sacrificiile pe care am fost conștienți sau poate câteodată nu am fost din cauza superficialității tinereții. Acum 4 ani, popoci fiind, pășeam timis pe coridorul școlii, curioși și nerăbdători să trăim viața de licean ce mi se deschidea la în fața ochilor. Și cu riscul de a suna clișeic, parcă a fost ieri. Dar timpul trece, iar astăzi, suntem absolvenți ai acestui liceu care, timp de 4 ani frumoși, cu bune sau cu mai puțin bune, ne-a fost ca a doua acasă. Profesorii ne-au fost și ei, de asemenea, ca niște părinți, a doua noastră familie. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați învățat bun și frumos pe parcursul acestor 4 ani de zile, nu doar prin ceea ce ne-ați predat la ore, ci și prin exemplul personal pe care vi l-am oferit, mi l-ați oferit. Și, deși de multe ori v-am pus răbdarea la încercare, vă suntem și vă vom fi mereu recunoscători pentru devotamentul și ajutorul oferit, pentru că ați crezut în noi, pentru că ne-ați inspirat să fim ambițioși, să muncim și să ne autodepășim. Dragi părinți, încă din primele clipe ați fost alături de noi. Niciun obstacol n-a fost suficient de mare încât să clintească stâlpul de sprijin necondiționat pe care voi l-ați reprezentat pentru noi. Ne-ați oferit toată dragostea și suportul moral și financiar de care ați fost capabili. Nu ați renunțat niciodată la noi. Ne-ați fost în fiecare moment alături și ne-ați încurajat, ne-ați motivat și ne-ați ambiționat. Nu a fost ușor din partea voastră și de aceea sperăm că astăzi sunteți mândri de rezultatul sacrificiilor voastre și de oamenii care am devenit. Vouă, elevilor din clasa 11-a, vă transmitem să vă bucurați de timpul de liceeni care v-a mai rămas, întrucât al nostru e deja pe sfârșit. Dacă noi am fost elevi buni, vă dorim să fiți și mai buni. Să știți mereu cine sunteți și care este drumul vostru și să țineți minte că viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor. Acum vă predăm cheia succesului, cheia simbolică a reușitei voastre în această școală. Să duceți cu mândrie în continuare tradițiile acestui liceu. Iată, a venit momentul ca noi să o luăm lucruri diferite. Pe de-o parte, privim cu entuziasm la ceea ce ne așteaptă, pe de altă parte, privim cu nostalgie la ceea ce lăsăm în urmă, un capitol frumos din viața noastră care anum se încheie. Dar fiecare sfârșit înseamnă un nou început. Astăzi închidem porțile acestei școli, dar deschidem drumul către viață. Vă mulțumim! Comandul numărul 1
continuare, nell'indicare sau evidențiat la olimpiadele și concursurile școlare. O să ne dăm din bune de la care și domnul profesor care ne dea bune de bune de lei, iar domnul profesor vă rog în diplomele acestor elevi. Este vorba de un început de disciplină fizică, doamna profesoară nu s-a întâmplat, deci o diplomă de onoare, o diplomă de onoare, doamna profesor. Care s-au învățat, inclusiv elevii care au obținut cea mai bună frecvență și care este prima sa, doamna profesor. Se acordă diplomă de oferit, elevul Martin Florina Gabriela, pentru diplomă de merit se acordă elevului Moldovan Diana din clasa 12-a B pentru cea mai bună frecvență pe care nu s-a primit în 2017-2019. Cristina. Cristina. Thank you.